Vineri, polițiștii din Baia Sprie au fost sesizați la 112 cu privire la faptul că s-a comis un furt din locuință în Chius, Baia. Polițiștii ajunși la fața locului au constatat că persoane necunoscute au pătruns în imobil în lipsa părții vătămate, o femeie de 51 de ani și-au furat mai multe bunuri, creând un prejudiciu de 12.000 de lei. În urma investigațiilor efectuate de către polițiști, a fost identificați doi suspecți de 29 și 19 ani, ambii din Baia Sprie. Prejudiciul a fost recuperat parțial. La rândul lor, sâmbătă, polițiștii din au fost tot despre un furt. Un bărbat de 52 de ani din Călinești a reclamat faptul că i s-a furat un scuter din curtea casei. În urma investigațiilor a fost identificat un suspect, un tânăr de 17 ani din Călinești. Scuterul a fost recuperat de polițiști și predat pe Gubașului. În ambele cazuri s-au făcut dosare penale pentru furt calificat.